Festivalul Internațional Multicultural Ars Maris a mai bifat o ediție reușită la Reghin. De joi și până sâmbătă, asociația condusă de Radu Țuculescu și Primăria Reghin au oferit iubitorilor de frumos acte culturale la superlativ. Calitatea artiștilor prezenți și a lucrărilor aduse în atenție a fost apreciată de public, chiar dacă acesta nu a fost numeros. Bine din punct de vedere artistic, nu bine, ci foarte bine, pentru că cei invitați au fost de nivel mare. Sunt puțin dezamăgit pentru că, iată, la 7-a ediție am avut o seară în care a fost foarte puțină lume, adică foarte puțină, puțină lume. Totuși sunt 7 ani de când facem acest festival, ne străduim, avem aici totuși o școală de muzică, avem licee, avem profesori, nu i-am văzut, nu-i văd prin sală. Organizatorul principal a subliniat că nu a fost ușor pentru a 7-a oară consecutiv să aducă la Reghin artiști de talie internațională și să pună la cale momente culturale interesante pentru public. Nu e simplu deloc. Un an de zile trebuie să lămuresc diversi oameni și artiști ca să vină încoace. Să o spunem pe șleau, nu? Nu e ușor deloc. Să lămuresc, să vină, să concep program, să jurizăm, să vedem dacă e bine, dacă nu, dacă merită să punem tablourile pe perete, dacă nu merită, pe cine propagăm din Reghin, da? Deci, pentru că asta era menirea și este menirea festivalului, nu? De a ridica și artiștii reghineni, nu? Care sunt și există, nu? Ultima zi a manifestărilor a fost dedicată pianului și teatrului. Publicul a avut ocazia să savureze o piesă într-o singură interpretare despre viața artistei Edith Piaf. Actrița a fost Anca Lăcusteanu de la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Farmecul, mai ales farmecul de a o juca pe Edith Piaf, este că viața ei este atât de interesantă și atât de captivantă, încât actor fiind, nu ai timp să realizezi ce se întâmplă în jurul tău. Și asta înseamnă să fii dedicat. Eu mă consider dedicată ei. În momentul în care o joc, respectiv încerc să interpretez viața ei, nu cred că aș putea să mă concentrez pe altceva. Și tot sâmbătă, festivalul a cuprins un recital extraordinar de pian, susținut de tânărul Oșvad Hunor. M-am simțit chiar bine, atmosferă foarte plăcută aici. Înțeleg că ești student la conservator. Da, la conservatorul din Cluj, Academia de Muzică Gheorghe Dima, acum în anul întâi.